Bună dimineața, Adriana! Bună dimineața, Marius! Ce voiam să spun astăzi ca o recomandare, pentru că am tot vorbit despre cum putem să ne gestionăm reacțiile puternice la furie, cum să respirăm, cum să numărăm obiecte din cameră și așa mai departe. Astăzi aș vrea să punctez pe modul în care e important să tratăm emoția de furie și că răspunsul nu este în a o inhiba și a o trimite înăuntru nostru. Ar trebui să ne obișnuim să facem o igienă, o spălare emoțională a furiei periodic. Asta ce înseamnă? Înseamnă să stăm cu furia noastră și să o exprimăm prin diferite moduri. Fiecare cum simte, să-și lase corpul să reacționeze, evident, nu în fața celorlalți sau față de ceilalți, dar să poată scoate furia asta într-un fel afară. Poate să lovească perne, poate putem să o desenăm, putem să, nu știu, să frământăm cocă sau lut. Orice lucru care scoate, sau să rupem ziare, da? Orice lucru care scoate energia asta de furie din interiorul nostru, ca noi apoi să avem cum să punem peste alte lucruri. E ca o oală sub presiune, da? Nu pot să fac o ciorbă nouă dacă am ciorba veche acolo și atunci ea clocotește și clocotește și normal că dă din afară. Din când în când. Ce fain, când ai zis de rup ziare, mi-am adus aminte, mă rog, că copiii ăștia au început școala online, ieri fiul a tras chiulul pentru că efectiv am uitat că trebuiau să se întâlnească la 6, o să se întâlnească astăzi la 6 și când am văzut toate caietele alea și câte teme a avut și nici n-am băgat de seamă. Deci, știi, vreau să te întreb, e permis să rup caietele în loc de ziare, că ziare nu prea mai avem. Pur și simplu așa să le... Și tu și copilul, știi, cred că e o satisfacție, nu, e un proces vindecător, așa să... Le rupe tot și zici, gata, ne-am eliberat furia. Of, Dumnezeule. Adriana, îți mulțumesc mult pentru sfatul tău. Deci, așa, eliberarea furiei într-un context... Sigur, spui tu, da? Sigur, bătutul, exact, da. Pernei, urlat în pădure e, știu pe cineva care se ducea și se relaxa, dar nu e vorba despre mine, da? A, dar stai că n-avem voie să ieșim. Putem să ieșim pe balcon. Pe balcon nu știu cât de fericitor să fie vecinii. Da. Păi poate încurajăm să-și spune și ei furia. Exprimă. Da, cred că să-și exprime furia. Adriana Mitu, îți mulțumesc mult. Mi-a zis doamna aia la radio să stii pe balcon. Da, exact. A spus, asta e specialist, trebuie să urlăm la balcon. Îți mulțumesc mult pentru intervenția ta și să ai o zi minunată. Ne reauzim mâine de la aceeași oră. Pa, pa!